Este marele handicap al României dintotdeauna, adică dintotdeauna însemnând din era noastră, după 90, acea lipsă a unei culturi antreprenoriale sau de business. Așa se explică că toate sau majoritatea companiilor românești nu au avut nicio șansă în acest război, până la urmă inegal cu multinaționalele. Pe lângă faptul că companiile străine au venit cu miliarde de euro la teșcherea la purtător, au venit și cu acea cultură de business pe care au exersat-o preț de generații. Și atunci asigur că foarte puțini au fost cei care au rezistat și au rezistat eroic în tranșee, au făcut performanță, îi număr pe degetele de la două mâini, că vorbim de Horea Ciorcilă cu Banca Transilvania, că vorbim de frații Pavel de la Dedeman, că vorbim de familia Șu cu MobExpert, de Timiș la Cristim. Deci iată că sunt puține business-uri care au reușit să supraviețuiască acestei tranziții nemiloase, acestei treceri de la o economie etatistă la o economie de piață. Sigur, astea sunt companii noi înființate după 90. Ca să răspund mai sintetic la întrebare, s-a încercat cu ordonanța 109 pe 2011 a managementului corporativ să fie promovați astfel de manageri, în primul rând la companiile de start. Iată, după niște ani de zile s-a dovedit și acesta un eșec. A funcționat 2-3 ani în perioada guvernului Ponta, după care, iată, că în vremurile de astăzi toți acei manageri, inclusiv ai mei, aduși la Hidroelectrica în baza unei recrutări internaționale, au fost maziliți. Iar s-a revenit la managementul politizat, la lipitorii de afișe pe care ai văzut. Îi găsim în Consiliul de Administrație sau în Consiliul de Supraveghere sau în directoratul aproape tuturor companiilor de stat. E o generație de tineri care se formează în marile universități europene. Salvarea sau șansa de dezvoltare economică a României depinde tocmai de acești tineri de excepție, în măsura în care ei vor opta să se întoarcă acasă, să preia business-ul de familie, atunci da, putem spune că avem o șansă și putem nutri o speranță la un management performant. Uite, Andrei Pogonaru, ca să-ți dau un exemplu, da, e un astfel de absolvent de excepție, s-a întors, uite, conduce un imperiu. Fata lui George Copos, la fel, s-a întors în țară la conducerea lanțului hotelier Ana Hotel și evident că mai sunt astfel de exemple de copii foarte bine pregătiți, școliți afară și care preiau business-ul de familie.